România ajung la medic doar după ce se îmbolnăvesc. Nu sunt educați să facă altfel. În același timp, eterna lipsa banilor din sănătate îi descurajează. Doar 1,4% din bugetul domeniului sanitar reprezintă cheltuielile pentru măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor. 7 din 10 români nu ajung la medic pentru un control de rutină, iar mai bine de jumătate dintre cei care ajung să facă asta sunt îndrumați de către medic, deci nu o fac din proprie inițiativă. Să nu se ducă la medic, să nu se trateze, să spună că vaccinul nu e bun, e cea mai mare prostie de pe fața pământului. De ce credeți că nu se duc oamenii la medic? E de educație, educația sanitară. Nu se încred în medici. Dumneavoastră vă duceți perioadic? Da. Nu doar că nu mergem voluntar la medic pentru un control de rutină, dar chiar și împinși de nevoie nu ajungem frecvent. Medicii spun că este necesar cel puțin un control anual însoțit de analize. Sunt lăsători cu propria lor sănătate. Eu de la medic am venit acum. Locuiesc la țară, când am ieșit la pensie, am plecat, că aici nu aveam ce să fac. Dădeam toți banii pe căldura astora și nici nu e căldură, după cum am înțeles eu. E vai de mamă și de om. Sunt lăsători cu propria sănătate. Știți când se duc? Când vede că nu mai are, cade, nu mai poate. Atunci e târziu. Trebuie să o iei de la început. Cum te simți? Că, măi, mă duc la doctor, că de-aia e doctor, de-aia plătesc acolo, de-aia am plătit. Dumneavoastră vă duceți periodic la doctor? Da, în fiecare lună. Da? În fiecare lună. Am soția, plecat la farmacie, la convalarea aceea, să-mi ia rețeta. Sistemul de sănătate asigură, în primul rând, un beneficiu social care depășește protecția sănătății umane, contribuind la coeziunea socială și la creșterea economică. Un control de rutină la medic, chiar dacă nu există motive de îngrijorare în privința sănătății, poate oferi liniște înainte de toate. Toată lumea știe că orice boală depistată la debut poate fi în mare măsură vindecată, iar tratamentul este mai scurt și mai puțin costisitor. Asta informarea cetățenilor că atunci când trebuie să meargă la medic să meargă, că orice boală depistată la timp, întotdeauna există șanse de scăpare. În situația în care ajungem prea târziu, e foarte rău că poate nu mai avem nicio șansă. Tendința de a evita mersul la medic se regăsește în mod surprinzător, în special în rândul tinerilor cu studii superioare. O persoană tânără care nu are niciun fel de simptome sau nu dezvoltă probleme de sănătate nu concepe, din păcate, să aibă o prezență la medic. De asemenea, cei mai mulți tineri preferă să apeleze la internet.